Salutare, oameni buni, numele meu este Aretei și bine v-am regăsit la sezonul 2 din Cariera cu Faro Constanța, episodul cu numărul 11. Dacă cumva ați lipsit și nu v-ați uitat la episodul precedent, v-aș invita cu mare, mare căldură să o faceți, episod în care am câștigat titlul, în care ne-am bucurat alături de fanii noștri cu trofeul și nu în ultimul rând o surpriză la care nici eu nu mă așteptam, să semnăm cu România. Suntem noul selecționer al României, Arete selecționerul României. Să începem sezonul 2, zic, cu Farul Constanța, în care atacăm grupele competițiilor europene și în special UEFA Champions League, în care trebuie să facem un lot senzațional și o să avem, din ce știu eu, două meciuri de turul 3 și play-off, în care ne vor decide soarta europeană, dacă vom fi în Conference League, în Europa League sau în cel mai bun caz în UEFA Champions League. Să-i dăm drumul cu episodul, nu înainte să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, butonul de share, să lăsați un coment. Ce părere aveți? În ce competiție europeană ne vom situa după cele două duble europene? Ce părere aveți voi? Champions League, Europa League sau Conference League? Aștept în comentarii să văd ce spuneți acolo. Hai să începem. Aparent avem un customized club care nu știu neapărat ce e. Nu prea înțeleg la ce ne ajută neapărat. Bine, avem și inbox. Aparent 4 e-mail-uri pe inbox-ul clubului. Se pare că perioada de transferul a început. Avem deja meci rescheduled, două aparent, cu Faro, cu Cluj. Îl aveam pe 13, acum jucăm pe 12 decembrie. Și cu UTA în deplasare avem de pe 25 pe 24 februarie. Player retirement, aparent deja am venit selecționer și Vlad Chiriche s-a retras din Naționala României. Cred că totodată s-a retras și din fotbal. Îi urăm toate cele bune, ce pot să zic, și pe viitor să găsim jucători la fel de motivați și la fel de buni cum au fost Vlad Chiricheș. Mă, sincer, cred că îl lăsăm, nu merge cu Faro Arena, dacă îi zicem, na, rename ăsta e ok, da, us ok, e ok stadionul, why not, e bun, îmi place, rămâne Faro Arena. Nu știu sincer cum va fi noul sezon, chiar nu știu ce să aduce. Mai întâi cred că vom face un fel de început de sezon, un review la jucători. Nu știu ce putem pune, ce putem face. Aparent Buzbuchi expiră contractul în 12 luni. Mușat cred că îl vom băga tot pe loan list. Da, Ioane cu Borza, 12 luni într-un an expiră contractul, ok. Claudio Rodriguez, care va fi noul backup de left back, deci înseamnă că Barak Vieza ăsta îl băgăm pe transfer list, nu ne mai trebuie. Reyes expiră și lui în 12 luni. Kevin Boli se retrage la finalul sezonului, deci poate îi dăm o șansă lui Kevin să mai câștige măcar un trofeu, zic eu. Artea niciun fel de problemă. Martins îi expiră contractul. Nu știu câți bani putem scoate pe Martins. Apare 700.000. Sincer sunt ceva bănuți, mai ales că avem și în academie. Dar vedem. Dănulea să... cred că îl băgăm la loan. Sârbu sincer ar trebui să-l facem CM, părerea mea. Și cred că o să-l facem CM dacă putem. Ia să vedem development squad. Nu știu în cât timp, aparent în 53 de săptămâni, cam mult. E, CDM, hai să zicem, parcă CDM totuși ar fi mai ok, cu toate că e high-medium. High-medium, ia să vedem, putem să-i facem altul, doar attacking ăsta. Cu toate că are un pic de viteză, nu o să zic nu, are un pic de viteză, sârbu, deci cred că lăsăm acolo. Kiki expiră și lui contractul, mama, foarte mult jucător la care le expiră contractul. Ceea ce nu e neapărat o treabă foarte, foarte bună. Aparent Băluță se face în 36 de săptămâni CM, deci mai durează mult, dar e ok, nu e niciun fel de problemă. Și nu știu dacă putem să-l facem, de fapt nu, poate să rămână doar CM și aia e. Abreu și un great potential, trebuie să-l facem și pe el CM, nu știu dacă se va putea face treaba asta, ok, sau CB aparent, cu low, cu medium, mă, n-ar fi rău băiatul, n-ar fi rău, dar... CM în cât? A, 146, ok, deci l-am făcut CB.
Perfect pace cu defending, mă, cred că stopper, da, stopper ar fi bun pentru el. Nu știu cât de înalt e Abreu. Are 6 cu 1, mă, teoretic e ok, e ok. Eu reiesc cât are. Are 5 cu 10, e ok, e ok pentru fundaș central Abreu, Francisco Abreu. Cu sârbu, Kiki am văzut, Băluță, Banu, de expiră contractul, băgăm iară pe loan. Nicolas Popescu expiră contractul în 12 luni, dar nu știu dacă avem potențial sau nu la el, din păcate. O să-l băgăm, sincer, la 20 de ani, nu știu, e destul de mare? 6-2, mă, 6-2 totuși, putem să-l facem CB? În 25 de săptămâni, nu ar fi o problemă, râmă, CM aparent putem să-l facem, nu știu, să-l facem CM, hai că-l facem CM totuși. Da, îl facem CM, dacă nu, ia stați un pic la defending-ul ăsta, cât de bine. Mă, defending-ul la el, shoot-ul, nu prea, mă, mai degrabă CB, l-aș face CB, hai că încercăm CB, chit că 25 de săptămâni, dar asta este, nu e niciun fel de problemă. L-am pus pe Popescu, nu? Da, CB, bun. Păi l-avem pe Barbosa, left winger, care merge aparent și CM, Barbosa 67, Cabezas, right winger cu left midfielder, e ok, Ibrahim, CM, bun. Cicldău expiră contract 25 de ani, nici fel de problemă. Carlo Casap la fel 65, Grameni, Nedel cu Constantin Budescu. Nu știu ce vom face aici neapărat cu Budescu, mamă, și Lainez și Cârciuma. Mă, aici Cârciuma 66 nu prea are potențial, nu știu ce să zic. Cojocaru iară pe loan list, Toma sincer tot pe loan list. Ăsta Morar încă n-a plecat. Și un great potential Costa, ok. Andronache, haită, nu știu de haită ce să zic. 62 n-are potențial că tot îi expiră contractul cu viețile mele și nu pot să văd acolo dacă au sau nu potențial, dar o să-i las așa. Să-i las așa. Din păcate sau din fericire, nu știu exact dacă vom putea aduce foarte, foarte mulți jucători chiar dacă am câștigat campionatul. Avem doar 5 milioane buget. Din păcate avem doar 5 milioane și trebuie să le profităm foarte, foarte mult de aceste doar 5 milioane, din păcate. Chiar dacă am câștigat campionatul, se pare că încă avem destule mari probleme cu banii. Încercăm aici la Iuf. Ok, aparent amândoi sunt available. Mirek Veseli. Ok, Mirek Veseli îl vom duce să ne aducă... nu știu, avem cumva vreun scouter mai bun care să aibă 5 cu 5 sau ceva de genul, nu, 4 cu 5, ok, 4 cu 5 pe Naumov la 5 milioane buget. Îl lăsăm pe ăsta, cred că da, îl lăsăm pe ăsta, pe Veseli ăsta îi dăm Fire Scout, da, nu contează, nu-i mai dăm bani. Ok, îl băgăm în România, da, îl băgăm în România pentru 9 luni. Și pe Veseli îl băgăm în... ce să ne aducă, ce să ne aducă... Mă, sincer, francezi aș vrea, francezi. Nu știu dacă ne aduce, sincer, foarte, foarte mult francezi, dar ar fi... Ar fi o țară bună de exploatat, teoretic. Avem acolo mulți jucători, multe talente și poate, poate prindem ceva. Bun, hai să vedem training day-ul. Bun, perfect, nu mai trebuie să le mai facem. Aparent se iau de anul trecut cu simulatorile. Ok, Morar a plecat. Banu, perfect, vrea să se ducă înapoi. Boss, ăsta mușat, vrea și el se ducă înapoi în împrumut, că nu prea are șanse la noi să joace. Cabezas, opa, este un pic. Squad Hub, vă, care 60. Cabezas, acum putem să vedem ce potențial are sau degeaba că îi expiră contractul. Na, din păcate n-are un potențial senzațional ca Bezas, nu știu cât costă neapărat. Ok, ăsta 5 position, ok. Aparent, opa, 70 OVR, wow. Mamă, mamă, 70 OVR instant a făcut Barbosa, număr 10. Ah, să știi că n-ar fi rău, n-ar fi rău, mai ales că cei doi nu prea. Aici să-l băgăm pe Ecam acum, nu? Dar unde e băiatul nostru, Barbos, așa, cam.
ar merge cam totuși. Chit care 3 cu 2, trebuie să-i dăm la Wingfoot neapărat lui Barbosa că nu se poate. Mazilu bun, Cabezas aici. Aici cred că va juca Enes Ali cu Ali, Mazilu aici, Băluță cu Cicldău. Asta teoretic e CDM, dar nu... Vreau să-l pun aici să fie CDM, dar nu. Atunci îl lăsăm pe Băluț aici și aia merge. Bine, chiar mai încolo. Așa, ce e bun. Reyes, Kiki, cu Sârbu, cu Borza, l-avem și pe ăla. Da, din păcate Alibek și cu Budescu nu știu cât de mult vor mai juca. Ne-au ajutat cu campionatul, dar cred că tot în campionat de vor ajuta, dar pe cupe europene, na, ne bazăm pe Lainez, ne bazăm pe Barbosa. Aici Boli îl băgăm pe Artean. Ioane care a făcut 75 overe, bine. Păi am dus pe ăștia acum, deocamdată așteptăm, na, oferte de transfer, ca altceva nu prea avem din păcate de făcut. Nu mai avem bănuți, asta este buget increase, ok, am ajuns la 5 milioane, dar nu e un buget de să atacăm grupele Champions League din păcate, dar noi încercăm să atacăm grupele europene, acolo, cât putem, nu e o tragedie. Ok, ofertă pentru Lainez de 17 milioane de euro, ok, și aparent îl dă și pe James Justin, cei de la Leicester, Barafkeias. Ofertă de la Charlotte, 710, putem să scoatem 780, încercăm să scoatem un 800.000 pentru el. Acolo la Lainez, nu știu ce să zic, că sunt bani buni acolo la Lainez, chiar sunt bani mulți. Mamă, pe bune, nu mai vreau să dea 100.000 ăștia, mamă, ce zgârciți. Putem să scoatem între 29 și 42 de milioane pentru Lainez. Mamă, ne-am face un buget senzațional, sincer. Ne-am face un buget senzațional, dar nu prea aș vrea. Nu știu, 42, bă, dacă am dat acolo 42, poate. Ia stați un pic să negociem. Cu toate că ar fi un transfer senzațional să plece un jucător de la noi pe banii ăștia. Bun, nu ne trebuie Justin ăla. Ne trebuie banii, bă, 42 de milioane. Ați fi dispus să dați cei de la Leicester? Ok, vrea să mi-l dea pe sumare. Bă, nu vreau, mă, pe sumare. Banii, tată, banii. Hai că vă las la 40 de milioane, că totul sunt bani. Se pare că cu băieții ăștia nu prea mă înțeleg. Ăștia tot vor să-mi bage cei de la Leicester, niște jucători în băgât. Ok, poate sunt buni, dar pierd niște bani acolo. Cu banii ăia pot să fac niște transferuri bune, rău. Sincer, nu s-a vrut aici, din păcate. Oricum putem să facem bani cu mexicanii noștri, chiar putem face bani buni, bani mulți, și după aia putem să investim foarte mult în academie, putem să aducem jucători, vreo, cred că 2 pe fiecare post, lejer, deci, na. Iar ofertă pentru, de la Inter Miami, mamă, îl vrea Messi pe Rolandas Barafkeias, mă rog, Messi, că deocamdată nu e la în FIFA, îl vrea Beckham. 720, hai că dăm o, ia, mai Inter Miami are bani sau nu? Ar trebui să aibă 800 de mină. 770, nu e rău. 790. Bun, 790, aproape 800 de mii pentru lituanianul nostru, avem fundaș stânga pe postul lui, deci nu e niciun fel de problemă, aparent și debutăm cu FC Argeșul. Nu prea înțeleg neapărat cum, dar debutăm cu ei. Aici Băluță, teoretic ne-ar trebui un jucător, cred că totuși Grameni ăsta cum are, hai și Cicldău tot hai are, nu? Grameni are medium, o să lăsăm așa totuși. Da, o să facem totuși niște restructurări cu Mazilu, cu Lainez. Care și Lainez merge cam, mamă, dar Lainez merge mai bine cam, sincer. Și Barbosa în loc de Sali, care e left winger. Ok. Da, merge Lainez, opa, merge și left winger, aparent. Oh, bun. Dar Mazilu merge cumva cu el. Vezi că merge și așa.
Ok. Nu știam că merge la Enes și pe partea asta. Dar lăsăm totuși pe... Da, lăsăm pe băiatul nostru, pe Ali. Bă, deocamdată, nu știu, să vedem așa ce putem face la calendar. Deci avem un meci acasă cu Argeșu, după aia cu Botoșan, după aia cu Voluntari. Și aparent după avem, mamă, dublă cu Young Boys. Aici ar trebui, sincer, cred că o să jucăm dubla asta cu Young Boys și după posibil, na, să vedem după ce mai facem până acolo. Deocamdată cred că o să simulăm meciurile din campionat. E debutul nostru în Superliga, dar avem și debut european în care este mai necesar. O să dăm skip. Nu știu, cred că asta e teoretic echipa. Din păcate, Alibek, na, o să stea pe bancă, chiar dacă a dat 30 de goluri. Din păcate, trebuie să progresăm și trebuie să progresăm cu jucători mai tinerei. Aparent pierde în primul meci. Wow, dar îl pierde murât. Iaculis cu Garita, cu Garita și mai ratează și penalti Calcan. Mamă, un debut dezastros pentru noi. Toate că am avut șuturi, șanse, dar nu s-a lipit golul de noi. Mamă, mamă, s-ar putea să ne trebuiască Alibek-ul ăla. Din păcate, chiar cred că o să ne trebuiască Alibek-ul ăla. Și cred că o să-l băgăm deocamdată. Că echipa nu prea e pregătită fără Alibek, din păcate. Nu prea e pregătită. Ceea ce e un lucru destul de rău. Pleacă. Mamă, avem ăsta cu România, pe bune. Avem sacou cu România, nu-l avem pe ăla cu farul. Când pleacă litanianul nostru. A fost un transfer ok, am primit niște bani buni, zic eu. Aproape 800 de mii de euro. S-a dus la Inter Miami acolo. Ia să vedem. Price rating-ul e A. Perfect. Cel mai bun deal. Mai bun de atât, dar nici 800 de mii nu puteam să primim. Bun. S-a mai dus niște bani la buget. Cât avem acum bugetul de curiozitate? Avem 3 milioane. Ok. Avem 3 milioane. Sincer, mă bazez oarecum și poate vindem și pe ori pe Lainez. Pe ăsta, cu toate că e bun. Nu zic nu, dar... Sunt bănuți acolo, sincer, sunt bănuți și n-ar fi rău, ok, bă, dar nu vreau negoci. Nu așa, dai propose loan with buy. Ok, ăsta nu vrea. Vreau să dau delegate acolo și am dat negotiate, din păcate. Ok, sârbu aparent vrea să joace. Bă, nu știu, sincer, echipa a jucat cam nașpa, deci teoretic nu cred că ar fi vreo problemă dacă ar juca ăsta. Aici Barbosa îl băgăm pe Alibek, că avem ce face. CF, Coali, Mazilu, Lainez, mă, totuși hai că-l bag și pe Lainez aici, că poate, poate. Băluță, nu știu, să-l băgăm și pe Băluță, că poate, poate, nu știu, chiar nu știu ce să zic. Cu Enes Ali acolo în stânga, cu toate că Barbosa a crescut mult, la 70 overe acolo a crescut bine. Cele de la Botoșani joacă un 4-3-3 defense cu Dukan, Mbokos, Adiku, Mutombo, Ox, Dican, Ivanov, Remacle, Dragu, Mustafa și Mailat. Scuzați-mă că n-am zis echipa lui FC Argeș și am uitat, îmi pare rău, nu se va mai întâmpla, vă asigur. Meci în deplasare, poate, poate și câștigăm 3-0. Mamă, am schimbat un pic jucătorii și mijlocul și cu Alibek și văd că a intrat bine. Mamă, Ciclu dau două goluri și Ali un gol. Bine, 3-0, e, așa da, așa da. Așa îmi place. Așa îmi place, următorul meci îl avem cu FC Voluntari. Îl întâlnim pe Morar, după care l-am cedat la Voluntari. Viața mea, un part alături de voluntari. Ok, Raspadori se duce la Inter pe 44 de milioane, un transfer bun, excellent day of training, perfect. Inbox, ia să vedem cu o jocară ofertă și ofertă și pentru Lainez, dar iar ceva, un schimb de jucători, se pare că n-au bani băieții și vor să ne bage. Ok, delegate, loan without, așa. Și Lainez aparent ne-l dă pe Simon Banza, 78 overe atacant. Bă, nu e rău, nu e rău. Dar nu prea mă interesează, pe mine m-ar interesa banii. Dar ăștia nu prea vor să ne dea bani.
42 de milioane. Ăsta e maximul pe care putem să-l obținem. De aici pornim. Se pare că nici nu vor, nu că nu vor să discute, n-au bani cei de la Braga. Bine, Banzala nu cred că era un jucător rău, că avea potențial, dar cu banii a pot să fac mai multe chestii. Sincer, pot să fac mult mai multe chestii. Ok, ofertă pentru Reyes de la Empoli, 16 milioane jumate. Putem să obținem până la 18.300.000. Are 23 de ani, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de Reyes. Parcă mai mult l-aș fi dat pe Lainez, dar Reyes e greu, e greu sincer să găsești ceva în apărare pentru el. Nu știu, dacă ai scoate 20, poate. Hai să încercăm un 20 și 25. Ok, 16 milioane și 2%, nu mă interesează. Încercăm 23 de milioane. 17 milioane, ok. Cred că ultima ofertă 20 de milioane. Dacă ne dă 20 de milioane, bă, am găsit ceva. Ok, nu vor 20 de milioane pentru Reyes. Poate că e un jucător bun, joacă și CB și CDM, poate joace și CM lejer. Bun, trebuie să ne odihnim un pic jucătorii, cred că. Da, trebuie să-i odihnim puțin. Și vom băga în felul următor. Vom băga pe Barbosa. Așa. Îl băgăm cam. De fapt, nu. O să jucăm cu Alibek. Da, o să jucăm cu Udescu. Aici o să jucăm cu Mazilu. Aici vom juca cu Cabezas. Bine, cred că fix invers. Pe Cabezas trebuie să-l fac. Ok, atunci îl lăsăm pe Sali, din păcate. Borza cu Arteana Breu merge. Kiki. Asta e Kiki, nu Sârbu. Ioane, Res, Boli. Hai că joacă Boli cu Abreu. Borza, cred că mai degrabă îl bag pe Rodriguez. Băluț, aici jucăm cu... Hai cu Popescu ăsta, vedem ce face. Vedem ce face aici Grameni. Udescu și pe Alibek. Măi, e echipă foarte, foarte improvizată asta. Nu pot să zic nu. Dar încercăm. Voluntar ce joacă 3-4-2-1, mamă, super ofensivă. Popa în poartă, Ricardine, Omeleche, Matricardi, Rață, Tavares, Merloi, Piedrahita, Morar, Costin și Dumiter. A fost un jucător la noi, Morar. Își înfruntă fosta echipă Farul. Să vedem ce facem. Câștigăm 2-1. Grameni și cu Mazilu. Iar Alibek ratează penalti, minutul 4. Mamă, câștigăm 2-1 cu emoții, dar e foarte, foarte important că avem moral. Avem două victorii din primele 3 meciuri. Avem aici frumos grafica de UEFA Champions League. Jucăm turul 3 cu Young Boys Berna, din ce am văzut. O să avem un meci foarte, foarte greu. Țin minte că a jucat CFR Cluj acum câțiva ani cu ei și o echipă foarte, foarte bine. O echipă foarte, foarte solidă. Ok, apare în Cojocaru, s-a înțeles cu Radomia Căștia, mușat ofertă de împrumut de la Creve Alexandria, îi dăm Delegate, vrem fără împrumut, ăsta fără împrumut, fără opțiune de cumpărare. Ok, aparent ofertă pentru Cicâldău, 5.300.000 de la Borussia Mönchengladbach, așa mereu am avut probleme cu... Putem să obținem 6.700.000, bare 26 de ani, nu știu dacă mai poate să mai crească și în locul lui îl avem pe Grameni. Cam putea să scoatem vreo 6.700.000, că începem de la 10, da, începem de la 10, că na. Avem, ne permitem și chiar dacă nu-l dăm, poate la anul sau la jumatea. Ei, văd că 5.300.000 vor băieții. 9 milioane. E jucător totuși încă, 6.400.000. Ok. 8 milioane. 8 milioane, Cluj. Ia să vedem, ultima ofertă. Se pare că nu vor, că e too high. Pe bune, 2 milioane. Chiar n-aveți bani. Ăștia de la Borussia chiar n-au avut bani. N-au avut bani, efectiv, n-au avut bani. Ok. Opa, ofertă pentru Dănuleasă de loan de la Cracovia. Bă, da, Delegate. Vrem pe un an, pe 2 ani. Pe un an, sincer, nu vreau pe 2 ani. Ok, se pare că avem Veseli și cu Naumov, bulgarul nostru. A venit aici din Franța, Veseli. Ok, l-avem pe Luis Laurent, care are destul de... mic acolo.
OVR-ul inițial. Ok, Gregory Morris, bun, 57-72 OVR cu 70-94 potențial, 15 ani, bun, ăsta îmi place. Teodor Mulin, nu. Augustin Hardy, nu, OVR prea mic. Sebastian Marquez, OVR mic din păcate. Și Herve Remy, sau mă rog, Herve Remin, slab, slab din păcate. Și Naumov, ia să vedem pe Naumov, 84, Ștefan Cristian, nu, Nicu Toma, nu, Corneliu Toma, nu, Petru Toma, opa, Petru Toma, asta e ceva, păcat că are OVR-ul destul de micus, dar are potențial destul de ok. Deci îl semnăm, Sorin Marin, OVR-ul nu-i foarte rău, dar potențialul acolo 62 de-abia de începe de acolo, nu, Nicolae Radu, nu, și următorul și ultimul Igor Marin, nu, din păcate nu ne-a dus cam nimic. Avem și conferință de presă, trebuie să jucăm, dar mai întâi trebuie să facem echipa. O să intre Ali, o să intre Lainescu, Barbosa, o să jucăm așa, cu Mazilu din păcate îl jucăm așa, Popescu aici va juca, unde-i Cicâldău, 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 așa, Cicâldău, Kiki în partea dreaptă, Boli aici va juca Reyes cu Artean și cu Borza. Bun, capitan aparent și Cicâldău, nu prea înțeleg neapărat de ce, dar ok. Cicâldău, Cicâldău, dacă îl găsesc aici, bun. Cu Mazilu, cu Barbosa, Ciame, Lainez care a făcut 80 OVR, primul jucător de la Faro care a făcut 80 OVR, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Hai să începem, hai să dăm prima conferință de presă în turul 3 din preliminarele UEFA Champions League, Faro Constanța cu Borussia. Cu Borussia, doamne, cu Young Boys. Am putut zic Borussia, ești nebun. Pretty close run. Bă, nu vreau să-l dau pe ăla. Am dat în club un pic, am dat în jucător, nu voiam, scuze, am crezut că e ceva de bine. Am crezut că e ceva de bine că putem să dăm improve la treaba asta, dar pare nu motivezi așa când e vorba de Europa. We know our targets, yes. Asta ne știm, mă, trebuie să jucăm, deci v-am zis din primul sezon, de când, din primul episod, că obiectivul meu e să realizăm chestii mărețe în Europa, nu doar în campionat, în campionat l-am câștigat la pas. Deci, contează Europa, că dacă, oricum, în Conference League suntem 100%, dar dacă trecem de Young Boys, jucăm 100% minim în Europa League și dacă câștigăm ambele manșe, ne ducem în UEFA Champions League, unde ne dorim și vrem și visăm și până la urmă de aia suntem campioni. Bun, hai să jucăm. Cei de la Young Boys joacă un 4-1-2-1-2 wide cu Von Balmos în poartă, Boril, Camara, Zesinger, Garcia, Niase, Rudani, Rieder, Sanchez, Nsame și Elia. Cred că știu pe ele, aveau potențial la un moment dat. Noi jucăm cu echipa cea mai bună, părerea mea. Din păcate, Mazilu e un pic cam obosit, dar avem și pe Alibek și Budescu pe bancă. Avem jucători, niciun fel de problemă. Hai să-i dăm primul meci acasă la noi. Încercăm să câștigăm. Primul meci din dubla manșă cu Young Boys. O atmosferă de Champions League pe Farul Arena, în Constanța, lumea este foarte pe hype și mingea oficială a competiției supreme, UEFA Champions League. Chiar un meci european, sincer, putem să ne știm nivelul cel mai sigur, să vedem unde ne situăm, cât de mult trebuie să mai muncim după, ce transferuri trebuie să aducem, deci e un test. Hai să dăm înainte, avem lovitura de start. Partidă important, crucial de importantă pentru noi și pentru bugetul nostru, sincer. Lainez, care va debuta, sincer, cred că în stânga, nu știu dacă a mai jucat vreodată până acum. Lainez cu Barbosa, care și el joacă cu mine prima oară. Ok, și Barbosa încearcă un șut, Mazilu până la Barbosa, care parcă se implică mai mult când e în mijloc, e un număr 10. N-a putut din păcate, Borja, bine Kiki și Faru are șansă,
Ali față în față cu portarul lui Young Boys și gol Ali, 1-0, farul cu Young Boys, minutul 20, deschidem scorul în dubla manșă din turul 3 din UEFA Champions League. O recuperare foarte bună a lui Kiki, pasă mai departe către Băluță în care lasă singur, o pasă simplă pe Ali și deschide scorul la Constanța, 1-0. Și începem foarte, foarte bine campania europeană. Și Câldău pasă foarte bună până la Lainez, îl vede pe Barbosa, centrează către Barbosa, dar din păcate nu are treaba asta cu finalizarea Barbosa, din păcate greu. Și oricum trebuie să-i dăm și weak foot la antrenamente, că e jale cu el, are 2 weak foot. Ali îl așteaptă. Și Câldău pe Lainez. Lainez se duce. Îl vede pe Mazilu. Ok, Lainez. Preluare foarte bună, Cicâldău. Ok, Ali șutează peste poartă dintr-o poziție foarte bună a dat. Da, destul de prost, sincer, de aici. Putea fi la vincul acolo și era 2-0. Era, sincer, un pic calificarea semi-jucată, să zic așa. Poate că 2-0 era un scor periculos, dar totuși. Ok, Cicâldău, Barbosa foarte bine, Barbosa și trece foarte ușor de Camara. Barbosa, gol! Ce dribling, Barbosa în fața lui Camara și scapă 1-1. 2-0, Faru. Ce ușor, ce culoare a avut Barbosa, incredibil, câte spații, ce spații mari au elvețienii. Cu toate că nu prea ar trebui să aibă asemenea spații, dar eu mă bucur. 2-0, minutul 40, foarte bun, Same cu Reyes, foarte bine Reyes, deci face corpul, dar din păcate el ia și, mamă ce greșeală acolo cu pasa, și am băgat în joc o ultima greșeală noastră. Stau-ne aici Borza la Cicâldău, acolo n-a putut să dea. Și aici am intrat la risc și da, n-am mai avut ce să fac a Ioanei, din păcate, trebuia să o degajez. Și ne dă Rudani gol, 2-1, și m-am grăbit un pic, m-am prepit cu statementul meu, că deja calificarea e un pic tranșată. 2-1 la pauză, o greșeală imensă din partea noastră, din partea lui Cicâldău acolo. Bine, sincer, și din partea lui a Ioanei acumulată cu Borza, că de acolo un din ăștia 3 trebuia să degajeze în față, intram cu 2-0 și era bine. Acum poate un lucru bun că am luat gol înainte de pauză, că intram prea relaxați. În rest, în afară de asta, era superbă. Chiar am jucat foarte, foarte bine. Adana Demispor 0-1 cu Zulte Vareghen. Marseille condusă acasă de LASK. Linz 1-0. Valerenga cu Hajduk 0-0. Și Braga cu Hearts 1-1. Care Braga a încercat să ne-l fure pe Lainez cu 12 milioane, în condiții în care el costă aproape jumătate de 100 de milioane, cam așa. Pressing în care ne tulbură. Mazilu foarte bine găsește pasa, să-l vedem pe Barbosa și gol! N-a fost offside la pasa lui Mazilu. Dublă pentru Barbosa în Champions League, debutul său în competițiile europene. 2-0, Bruno Barbosa. Și revenim la statutul de 2 goluri distanță. Superbă și pasa lui Ali și o centrare splendidă pe gheată i-a pus-o, pe vârful ghetei i-a pus-o lui Barbosa. 3-1, 55, se pare că am ieșit foarte bine de la cabine, din păcate. Niase, ok, însame, până la Artean, blochează superb Artean, îi blochează golul de 3-2, sincer, din gheată. De mai aici avem grijă, Cicâldău. Bun, este tot corner, din păcate tot corner, nu știu, îl băgăm pe Grameni în locul lui Băluță să mai câștigăm un pic la mijloc. Avem foarte, foarte mulți, cred că toți jucătorii sunt debutați în UEFA Champions League. Kiki foarte bine respinge și să vedem un contraatac. Ali, a încercat către Lainez, dar nu s-a dus foarte bine. Niase se încurcă, dar rămâne pe picioare Niase, din păcate. Borza, să vedem. Ok, îl vede Grameni, îl vede pe Mazilu.
doamne, doamne, ce ratare, ce debut putea să aibă Mazilu la 17 ani în Champions League. Mamă, mamă, ce prost a dat, din păcate, 1-1 portarul. Păcat, păcat, era 4-1 și cred că era jucată calificarea. Vă ziceam, vă dădeam un scris că era calificarea jucată, dar câștigăm 3-1 totuși, nu trebuie să ne plângem. 3-1 cu Young Boys acasă. Am impresia că s-a scos regula cu, și în FIFA oficial cu golul în deplasare, deci e ok. Am câștigat 3-1, o repriză foarte bună, primă repriză foarte, foarte bună până la accidentul acela de minutul 45, când nu prea am știut să gestionăm un pressing de întâmpinare. După aia Barbosa, omul meciului, 2 goluri, un debut foarte, foarte bun în competiția regină a Europei pentru Bruno Barbosa și Ali, care deschide drum european foarte, foarte promițător pentru Farul. Hai să dăm și, din păcate au avut, de fapt nu, au făcut Braga scorul. Mamă, 4 goluri le-au dat la pauză Braga. Ce nebun au făcut ei scorul, deci degeaba, dacă deam noi 4-1 nu era scorul serii pentru noi în Champions League, dar niciun fel de problemă. Ok, Faro ne întreabă dacă un avantaj de 2 goluri e, asta poate să facă diferența. Bă, sincer, da. Bine, aia că puteam să dăm mai multe goluri, nu mai zic, e partea a doua, că și Mazilu și am impresia că și Lainez la un moment dat a avut o ocazie mare. UEFA Champions League semifinal? Cum adică? În semifinală cred că se referă că în finala play-off-ului, cred că. Sau nici nu știu, jucăm poate mai multe meciuri. Habar n-am. Mă, Barbosa, sincer, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să joace așa de bine Barbosa. Dar uite că ca număr 10 se implică mai mult și are mai multe reușite. Și mă bucur pentru el. Și goluri și pase de gol. Anul trecut a avut goluri, nu zic, nu? Dar putea mai bine, putea mai bine. Dar oricum trebuie să-l facem. Neapărat trebuie să-l băgăm la... Că dacă tot e cam, trebuie să-i dăm weak foot. Trebuie să-i dăm weak foot că e... Bă, stai un pic, că e jale. E jale pe weak foot, fără meu. Barbosa, sincer, trebuie. Skill moves, weak foot, weak foot aici. Trebuie weak foot neapărat. În rest, nu e rău, nu e rău, sincer, da. Îi trebuie weak foot. Aia e prost. Se pare că suntem pe locul 6 în campionat. Jucăm cu rapid în deplasare. Cine pleacă? Cred că un împrumut, ori Mușat, ori Cojocaru, cred că. Altfel nu mi-explic neapărat. Dar se duce la Radomiac Radom, Ionuț Cojocaru, 12 luni împrumutat. E ok, fără opțiune de cumpărare, e un lucru bun, ne arată și asta inbox-ul. Bun, jucăm cu Rapidu. Trebuie să facem o nouă echipă. Da, trebuie să facem o nouă echipă și cred că o să jucăm cu Cârciuma, o să jucăm cu Cabezas, o să jucăm cu Budescu, o să jucăm cu Alibec. Aici Băluț, o să jucăm cu Popescu, cred că și cu Grameni. Sau aici chiar putem să jucăm cu Casap, cred că, dacă nu mă înșel. Ok, în loc de Borza, Rodriguez, Artean, Coabreu și cu Boli. În loc de Kiki, Sârbu. Și cam asta este. Asta este echipa, trebuie să schimbăm mult. Trebuie să schimbăm, jucăm din 3 în 3 zile. E destul de opositor, dar trebuie să facem față. Cei de la Rapid joacă un 4-3-3 holding. Nu cred că au adus niciun jucător. Cred, Moldovan în poartă, Onea, Ignat, Iacob, Ștefan, Albon, Ghenda, Emers, Sefer, Duganzi și Ioniță. Nu cred că au adus niciun jucător. Dăm simulei să sperăm la un rezultat bun. Și din păcate pierdem cu teoretic echipa rezervelor, cu toate că l-avem și pe Budescu și pe Alibec, dar nu prea au putut face foarte, foarte multe. Alibec a și restabilit egalitatea la un moment dat în 40. Onea și cu Ioniță dau pentru Rapid. Din păcate pierdem un pic teren în campionat, dar nu cred că se supără nimeni. Nu se supără nimeni că nu jucăm foarte, foarte bine în... Bă, dar nu asta vreau să fac, vreau să dau... Accept. Nu știu neapărat ce am vrut să fac aici, dar e ok, nu mai contează. Vreau să dau aici Delegate. Așa,
că mereu am problema asta, dar e ok. Așa, ce ziceam, nu cred că nimeni nu se supără dacă ajungem noi cumva în vreo grupă europeană ca lumea. Ok, ne-l dă pe Marco Arnautovic, Bologna și 26 de milioane pentru Lainez. Ok, aparent a mai crescut, unde putem să ținem 50 de milioane. Păi stai mă, boss, că eu, bă, eu nu vreau jucători. Eu vreau jucători. Nu vreau jucători, vreau bani. Vreau bani. Începem cu 50 de milioane, ca să măcar să știm o treabă dacă aveți bani sau nu. Ok, ne-l dă pe ăsta iară. Nu, mersi. Ok, 50 de milioane, nu vezi? 48, na. 48 și cu ăsta, hai, reject, că deja... Nu vreau, frate, jucători, vreau bani. Nu-mi dați, dacă așa, nu vreau. Nu-mi trebuie. Sincer, nu-mi trebuie. Vreau banii, nu jucătorul. Ok, și jucăm și returul cu cei de la Young Boys în Elveția. Ok, cred că o să lăsăm pe Alibek. Dar băgăm pe Lainez aici. Barbosa cu Mazilu. Aici îl avem pe, mă rog, Băluță, care mai mult e aici. Reyes, care o să joace aici, Boli cu Artean, Rodriguez, Borza, Sârbu, Kiki, Abreu aici, nu știu de ce nu-i neapărat ciclu dău, dar e ok că l-am găsit aici, da, asta e echipa, teoretic e echipa din prima, mai puțin că l-am băgat pe Alibek, da, l-am băgat pe Alibek, că na, trebuie să jucăm cu el. Avem 3-1, avantaj destul de mare. Echipa celor din Elveția tot 4-1-2-1-2. White, Von Balmos, Boril, Camara, Zeger, Garcia, Lauper, care n-a fost titular, Rudani, Reader, Sanchez, Nsame și Iten, care intră în locul lui Elia. La noi, sincer, singura schimbare în loc de Ali a intrat Alibek. Încercăm să, na, jucăm și cu Alibek. Poate ne ajută, dacă nu, nu e niciun fel de problemă, îl avem pe Ali pe banca de rezervă, ne-l arată pe Bruno Barbosa, care deocamdată e top scorer în UEFA Champions League, dacă se pun și golurile astea, 2 goluri pentru el, mă bucur pentru Barbosa, un stadion sincer, mamă, jucăm pe ploaie, o să avem parte de o vreme cum a avut, dacă țineți minte, Steaua cu Valencia, sincer, ceva de genul, cred că o să avem o ploaie, da, o ploaie semi-torențială, așa un pic. E ok, trebuie să ne calificăm, trebuie să câștigăm, trebuie să fie bine ca să nu fie rău. Suntem un mare filozof român în viață și hai să-i dăm drumul. Avem mingea, cum am avut-o și în retur cu... cum am avut-o și în tur cu elvețienii. Trebuie să ne facem jocul nostru cu posesie, trebuie să-i invităm teoretic la joc. Ok, Băluță, foarte bine către Denis Alibek și bară! Hai, bară, ocazie mare, puteam să... Avem 4-1 și îi luam tare rău. Am încercat să mă întorc cu Alibek, dar nu s-a ținut bine de mine. Ok, Mazilu, foarte bine. Către Barbosa și Barbosa, gol! Ce jucător e Barbosa sezonul ăsta? 2 meciuri de Champions League, 3 goluri. Foarte bine Barbosa, a început foarte, foarte bine în campania noastră europeană, Barbosa. 3 goluri deja și o excelentă recuperare a lui Mazilu, îl pune pe Alibek într-o situație foarte bună, îi pasează ușor lui Barbosa și de acolo nu iartă. Nu iartă Barbosa la vinclu, nu l-a iertat pe Balmos, nu l-a iertat. Minutul 12, 4-1 la general și se pare că suntem în proporție, părerea mea, de 70% suntem calificați. Câștigă bine Mazilu. Mazilu, foarte bine și Alibek, a încercat o foarfecă, s-a grăbit un pic, dar a încercat ceva frumos Alibek, să treacă și de Garcia sau cine era acolo, Sanchez, până la Iten, apura Ioanei și rămâne 1-0 pentru Farul, e fază fixă pentru Young Boys. Centrează bine către Sanchez, dar apăra Ioanei, minutul 45 și să nu mai facem greșeala de am făcut-o în primul meci a Ioanei. Așa frumos, ținem și noi de minge, Kiki și se termină 1-0 pentru Faru pe primele 45 de minute. O repriză sincer echilibrată, dar am avut încă o ocazie, două, puteam să facem un 2-3-0. Ceva, Braga câștigă și în deplasare, PSV 1-0, mamă, dar... Și OM și...
Bun, mamă, dar avem ceva echipe pe acolo, nu glumă. Deocamdată Alibek nu prea s-a văzut atât de bine cum s-a văzut în campionat, de exemplu. Cred că pleca pe un contraatac Alibek. Alibek îl vede bine pe Lainez. Lainez se duce în careu. Lainez, gol! Diego Lainez, jucătorul minune de acelor de la Faru. 50 de milioane, cam atâta oferta. Nu pleacă fără 40-50 de milioane Lainez, sincer, de la echipă. O jucător foarte, foarte bun. Sincer, pe banda stângă parcă dă un pic mai bine randament. Sincer. Bă, și n-a fost un șut senzațional, dar portarul, sincer, a... parcă a avut gaură în mănușă. Un pic acolo, un pic. A apărat și el așa un pic. 2-0, nu mai contează cum a apărat-o. 5-1 la general, câștigăm și acasă și în deplasare. Puncte pentru România aducem. Ce să mai vrem? Și Faru mai are încă o șansă de contraatac. Mazilu poate și-a revanșa. Poate și-a revanșa cu Balmos. Kiki! De ce am zis Kiki? Nu știu. Mazilu 3-0 și și-a revanșa din tur din minutul 90 când a ratat o ocazie monumentală. 3-0, 6-1 la general cu Young Boys. Demonstrație de forța noastră. Și frumos aici, îl băgăm și pe Ali, să prindă și el niște minute, poate se lipește de el un gol, cine știe. Dacă de Ali Bec nu s-a prins, măcar de Ali. Bun, Barbosa și plecăm pe un contraatac. Ali e pus foarte bine în valoare de Barbosa, șansa lui Ali, să dea și el două goluri cu Young Boys, 4-0. Spații imense în apărarea celor de la Young Boys și este efectiv o umilință. După atâtea și atâtea umilințe pe care le-am suportat noi anul trecut, dăm și noi o lecție. 4-0 în Elveția cu Young Boys. Superb. Lainez, Barbosa, Mazilu, Ali. Superb, și e de-abia minutul 77, încă mai avem de jucat, să nu luăm gol, atât aș vrea, să nu luăm gol, cu toate că noi avem obiceiul ăsta, dar poate se schimbă, bine mă Ioane, hai că mai crescut și Ioane în OVR, a crescut și Ioane în OVR și ne mai ajută în situațiile astea când suntem cam praști în apărare, și Cîldău, Mazilu, bine Ioane, minutul 80, încercăm tot așa un contraatac. Foarte, mamă, au 3 oameni în apărare aici, nebun. Ok, Kiki. Îl vede pe Ali, centrează către Ali. Băluță. Și a încercat norocul, a încercat un șut, dar nu și-a prelungit prost mingea. Rider, Rudani. Pasă bună către Borja Sanchez. Borja Sanchez în duel cu... nu mai era Sanchez, era Elia și gol. 4-1 din păcate. Nu mai contează, dar nasol, nașpa că ne-am luat și golul ăsta. Oricum, 7-1 la general. Nu, 7-2, pardon. Ce, Mazilu. Ok. Băluță, foarte bine, devierea către Ale. Și Băluță. Trage slăbuț. O paradă foarte bună a lui Balmos. Centrează Lainez către Barbosa. Ali. Și se termină meciul, mergem mai departe în Champions League, suntem în play-off, sincer sunt foarte, foarte curios ce adversariu să mai avem. Câștigăm dubla cu 7-2 la general, scor și aici 4-1, mai bun chiar decât acasă. Barbosa iar a dat un gol, o șansă, un gol, atât i-a trebuit. Foarte bine am jucat, așa am tratat foarte bine dubla aceasta. Cu Young Boys, echipă cu pretenții până la urmă și o echipă cu un pic de pedigree european. Nu știu dacă putem să vedem următorul adversar totuși. Ofertă pentru Cabezas, aparent de la Eupen, CAS Eupen. Mă, sincer, nu l-aș da, că mi-ar trebui totuși. Mi-ar trebui să-l jucăm, sincer. Ei, Băluță, bun, perfect, brilliant. N-avem treabă cu Băluță. Ok, parcă am văzut acolo, nu mai știu cu cine, Dănuleasa se pare, nu, parcă Dănuleasa asta se duce împrumut la Cracovia, parcă, dacă nu mă înșel.
Da, la Cracovia, o echipă bună, 2 ani de zile, sper să crească, sper să se ducă la un 60 ceva, că ar fi bun, ar fi bun pentru noi. Dănul ăsta ne arată că 2 ani se duce acolo. Avem meci cu Galata, vai viața, avem meci cu Galatasaray. Avem meci cu Galatasaray. E meci periculos ăsta, meci periculos, dublă manșă, jucăm tot așa acasă, primul meci în deplasare. Și cred că după o să intrăm direct în grupe. Așa zic, sper să nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Meciul cu Galata îl vom juca în episodul următor. Aici se va încheia și primul episod din al doilea sezon cu Farul. Nu uitați normal de like, de share, de comment, de subscribe dacă v-a plăcut și dacă vă place această serie. Debut cu dreptul în stagiunea europeană, dublă victorie cu Young Boys. 3-1 acasă și 4-1 în deplasare. Jucăm play-off-ul cu Galata, din nou un meci greu, trebuie să-l tratăm serios. În campionat cam scârțim, dar prioritar e Champions League-ul, nu Europa, e Champions League-ul. Eu am fost Arete, vă pup, mersi mult de vizionare, ne auzim data viitoare. Pa!